Să stropim, ne zbertăm, cu acest venit să spălăm, de microb otrăvitor, de mașini omorător. Să stropim, ne zbertăm, cu acest venit să spălăm, de microb otrăvitor, de mașini omorător. Dar ce faceți, ați turbat, hainile mi le-ați spătat. Coaste ape putoroase, ce te fric până la oase? Ajutor! S-o stropim, ne zifectăm, faci felii s-o spălăm, de microb otrăvitor, de vaccin omorător. S-o stropim, ne zifectăm, faci felii s-o spălăm, de microb otrăvitor, de vaccin omorător. Chiriele! Și doctor, care doctor? Doctorul Acid Felic! Cu coană chiriță! Da! În zadar te împotrivești! Trebuie să faci carantină! Și faci eu carantină? Eu, marea spătăreasă chirița? Eu, coșcojea cu coană protipendat să fac carantină? Carantină! Hai, da și mă socotiți, moți parilor! Carantina e făcută pentru voi, prăștilor, dar nu pentru noi, boierii. Boierii trec și mergul de vor. Noi, boierii din astoarii, poruncim la fiecare. Trecem, mergem pe unde vrem și mai toți de noi setem. Când avem averi putere, proștii ne cad la picere. Și calici chiar când suntem, nasul toți uzem. Pentru toți, cu coană. Dumneata care vii din țări străine contaminate. Ei, da, viu de la Paris. De la Paris, la carantină! Și trecăm prin Hamburg. Hamburg, la carantină! Da, acolo am făcut cunoștință cu englezul ăla. I-am uitat numele. De la gazeta și e englezească. Și băieți frumos, cu părul galben ca aurul și cu niște ochi albastri ca două peruzele. Mi-a făcut corte moțipane. Și carantină de iobilor. Și mă flecăriți. Englezul mi-a dat de băut doftorie și aia lui doctorul rus Havkin. Da, sunt hultuită, oameni buni, sunt hultuită. Englezul m-a hultuit. Ticăloasă! O coană chiriță! Toate astea sunt bune, dar trebuie să ne asigurăm dacă vaccinul Havkin... Soldați! Luați seama să nu plece daci cu coana! Și nimeni să nu se apropie de dumneai ei, căci va fi pus la carantină împreună cu dumneai ei! Domnule doctor, mai multe persoane au sosit și cer a fi examinate. Prea bine, iată vin. Hei, hei, dar pe mine cui mă las, domnule doctor? V-am spus la carantină! La carantină! La carantină! Negreșit. Doamnă, binevoiește a veni să te instalăm în vagoanele carantinei. Ești nebun! Vă rog, vă voi alege un vagon mai confortabil până se vor pregăti baracele. Ei, dar ce văd? Aoleu!
Firfirica. Cucoana Chirița. Cortezarul meu de la Paris. Și veșnicul dumitale adorator. Domnule inspector, mai departe, nu te apropia mult de cocoană, și amor! Bine, bine, bine! Fii pe pace. Ești inspector? Dumneata, domnule Firfirică, ești inspector? Aici nu mai sunt Firfirică. Sunt supranumitul Microb, inspector sanitar, fiindcă sunt omoritorul microbilor. Ia lasă la pustii microbul ăla, eu te știu Firfirică. Firfiricul meu de la Paris. Ți-aduce aminte? E, ce mai viață ai? Boa de buloni? Aoleu! Champs-Élysées? Aoleu! Șampanie? Ai, șampanie! Petreceri mii? Dar cancanul, cancanul, cum mi-l jucai, de-ai speriat francezii! Ridicam și eu piciorul sus ca baletistile alea, uite așa! Hei, 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 hei! Oh, acum... Mi-am venit în fire, sunt matoră, sunt coaptă, Doamne, iartă-mă. Și răscoaptă prea mult. Mă duc la București să mai iau niște parale, că am rămas numai cu șisul de Napoleon în săculețul ăsta. Ei, ce mai chilipir ar fi că n-aș putea pune mâna. Cucoană Chirițo! Da? Cucoană Chirițo, dă-mi mie săculețul, să vi-l țiu eu. Fugi de aici, pungașule! Ei, Cucoană Chirițo! Mai fermecat! Nu mă nebuni! Te iubesc! Te slăvesc! Te ador! Taci că mor! Îți jur! Ce întâlnire, ce fericire, deodată prunc cu amor și foc! Ce întâlnire, ce fericire, deodată prunc cu amor și foc! Am o copicică, dar la bani stup, hai dar sopu. Cu-a mea ca moare, cu-a mea ardoare, inima-i o rup, hai dar să-l pup. Ce întâlnire, ce fericire, deodată tron cu amor și foc. Ce întâlnire, ce fericire, odată trom cu amor și foc. Jos lava, hâtrule, lasă-mă în pace, dragi. Hei, de acum ești ana. Domnule Trump, te-a prins. Ia ca păcatul. Așa ți se cade. Lasă-mă. Domnule inspector, ai violat regulile carantine. Și reguli, și reguli. Ei, m-a luat în brațe și ce-a ieșit de acolo? Ia te uite, doamne. Domnul inspector știe ce are să pățească. Dacă e așa, totdeauna e. Ia ca îl țiu și eu acum în brațe. Dragule de microb, ce iată-l prins cocaua mică, inspectorul Firfirică, acum iată-l morețit, de microbe acoperit. Singur el este de bine, de-o fi pus la carantină, lasă vreilor suspina, amorul și-o alinat. Iată-l prins cocaua mică, inspectorul Firfirică, acum iată-l morețit, de microbe acoperit. Singur el este de bine, de-o fi pus la carantină, lasă vreilor suspina, amorul și-o alinat. Alina, Alina, Alina. Ce s-a întâmplat? Domnule doctor, priviți, iată ce s-a întâmplat. Care va să zică asta, domnule microb? Astfel respectez, dumneata, prescripțiunile sanitare. Știi la ce ești expus? Știu și mă supun. Cucoană Chirița? Da, și... Împotrivirea dumitale nu mai poate fi suferită. Am fost destul de răbdător și de indulgent. Nesupunerea dumneavoastră e un scandal și o pildă rea care ar răzvrăti pe toate persoanele care sunt închise aici în carantină. S-a sfârșit! Da, s-a sfârșit! Nu mai stau un minut aici! Plec la București! După ce vei face 8 zile de carantină! Banii și 8 ceasuri! Iată așa ca să mă pune să dorm pe paie, ude? Le-am uscat noi, cocoane, n-ai grijă. Și să plătesc 5 lei pentru un pișoar de găină și să-mi dea să beau
apă fiată și nerășită? Om rășiu, noi, Cocoană, om rășiu, fii pe pace. Aoleu, și să dau 50 de bani pe o felie de pâine? Nu voi, plec! Soldați! Luați cu sila pe Cocoană din preună cu domnul Microb. Și închide-te în vagoanele carantinei. Ai, lăsați-mă să nu mă apropiați, că mă propădesc cu tot. Primiți! Scot borcanelul ăsta din sticlă. Aici am bașilul Koch, grozavul bașil a vestitului doctor Koch. Un pas să nu faci spre mine, că arunc pe voi toți bașinii de aici și sunteți mai mulți de 100. Ei, și pe loc mă apucă toate năbădăile. Nu-ți face pe tot cu coră! Întărăt! Căci vai de măi! Luați-i! Înaintați! Bacilu, domnule doctor Bacilu! Vă poruncesc! Bacilu, Bacilu! Ai pățit-o, doctore! Nu mai vine, vezi că fug tot! Prea bine! Vom vedea! Ieșiți! Vreau mai întâi să mă înțeleg eu singur cu Cocoana! Iată-te părăsit fără un ajutor. Ei, ridică-mă acum cu sirea dacă poți, domnule Așid Feric, dacă ai cu sine. Dumneata singur nu-mi poți lua, mai curând te suflu eu, pe sos. Cocoană, chiriță, să lăsăm asta glumă, că a ținut prea mult. Să vorbim serios. Dumneata știi prea bine că bacilii nu se văd decât cu microscopul. Păi și nu se poate ține și vedea într-o sticluță. Știu prea bine, lasă. Ce ai dumneata în borcanelul ăsta? Este o farsă. Ba, sunt lipitori. Ai speriat pe proștii aceia care sunt înfricoșați de numele de bacil, fără să știe ce e. Și-mi pasă, am nimerit, iată-mă slobodă și plec. Gândește-te că mă compromiți, aici am răspundere mare. Mi pierd cariera, poziția. Te despăgubesc eu, poftim. Aici sunt 500 de Napoleon. Ți-i dau, lasă-mă să plec. Cocoană, dumneata mă insulți. Ei, bravă. Nu sunt din acei care își vând conștiința și onoarea. Dumneata, crezi că totul se cumpără pe bani? Totul, doctore, totul, mai ales la noi. Aici, în țara asta. Azi la noi e tot vânzare, de la mic și până la mare. Vând și cumpăr orice vor, până și credința lor, până și credința lor. Și se jură pe dreptate, pe onoare, libertate, că la noi trebuie în stat. Merg ca la sultan mezat, merg ca la sultan mezat. Din norocire nu sunt toți de felul ăsta. Să sfârșim. Da, să sfârșim. Vorba lungă, sărășii în pungă. Eu plec. Să-ți iasă din minte. N-ai cu cine să mă oprești, că nimeni nu o să te asculte. Ai văzut că au fugit soldații. Te înșel. Am amploiații mei care știu ce va să zică bacil. Încearcă că le scot ochii cu ochiile. Vrei scandal, Cocoană Chirițo? Da, scandal vei avea. Și apoi toți m-or asculta când le voi spune că e înșelat, că n-ai niciun bacil, că e speriat cu lipitori, că ți-ai bătut joc de ei. Vrei să mă trate? Da. Aoleu! Ca să țiu de hac. Așa, să nu dea dracu să mă dai de gol, că-ți fac o festă de mă pomenești câte zâlișoare i-avea. Ai înțeles, domnule doctor Felic? Puțin îmi pasă. Soldați! Să vie toți! Am înțeles! Da, să vie și-o-mi vedea râsul dracului. O-mi vedea. Hai, chemați toți soldatul și aia.
Oameni buni! Cocoana Chirița, vrând să scape de carantină și să fugă, v-a înșelat! Ea n-are niciun bacil! V-a speriat cu o sticluță plină cu lipitori! Lipitori! Și-a vrut să-și bată joc de voi! Luați-o și închideți-o în vagoanele carantinei! La carantină! La carantină! Fie! Fie! La carantină! Haide! Primesc! Hai la carantină! Dar în calea nu voi merge singură, voi să-mi iau un tovarăș! Doctore, ia vino în brațele mele, ești al meu! Lasă-mă, Cocoană! Doctorul m-a lipsit! Doctorul m-a lipsit! La carantină, doctore, la carantină! La carantină! La carantină! Un vals, doctore, un vals nepțesc! O, tu liber, Augustin! Să cânti cineva acolo, băi! Haideți, domnul doctor! Hai! Hai, Chirițo, l-am mârtit! Olariori, olariori, olario! L-am sucit, l-am răsucit! Olariori, olariori, olario! Să-mi duci valsul ibrișin! Olario! Olariu, a tu liber, Augustin. Olariori, olariori, olariu. Hai, Chirițo, l-am vârtit. Olariori, olariori, olariu. L-am sucit, l-am sucit. Olariori, olariori, olariu. Să-am duci falsul ibrișin. Olariu, olariu, atu liber, Augustin. Olariori, olariori, olariu. Of, 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 doamne, dorima ta. Scena reprezintă în fund vagoanele carantinei cu ferestrele grilate. Iată-o pusă la răceală, la cotețe, la dumbală, pe Chirița cea țâfnoasă, cea pudulă voieroasă. Marea noastră-s pătăreasă, uite-o, parcă e mireasă. I s-a încheiat cărarea, i s-a înfundat o cara. Marea noastră-s pătăreasă, uite-o, parcă e mireasă. I s-a încheiat cărarea, i s-a înfundat o cara. Blestămaților, nelejuițelor, lasă că mă pun eu la cale cum voi ajunge în București! Nu m-ai jurat, Cocoană, că ți-am căptușit vagonul ca pe un salon din București! Ți-am pus un mindir de baie și o saltea de țară și două perni mare de cele ovrești! Aoleu, vai de mine, o fi murit pe ele vreo bolepță și ceva! N-aveți grijă, Cocoană, la noi n-a murit nimeni! Nu, mă, doi bolnavi au dormit pe ele, unul de oftică și celălalt de lingoare. Aoleu, vai de mine! Îi și primesc, i-am căzut! Nu te tulbura, Cocoană, că-i fi silită să-ți pui lipitorile dumitale care ai cercat să mă sperii. Ah, mișa e luat! Am să mă jălesc miniștrilor, că toți îmi sunt rude. Unu mi-i uni, doi îmi sunt veri și ceilalți ne pot... În temniță am să vă bat pe toți! Căfană! Liniștește-te! Și dacă vrei să mâncați ceva, să poruncesc să vă dea tot ce e mai bun! Bine! Mm-hmm.
Ia topul solar, ceală, la cotețe, la dumbală, pe chirința cea țâfnoasă, cea pudulă boieroasă. Marea noastră-s pătăreasă, uite-o, parcă e mireasă. I s-a încheiat părarea, i s-a înfundat o cara. Marea noastră-s pătăreasă, uite-o, parcă e mireasă. I s-a încheiat părarea, i s-a înfundat o cara. Hei, și ziceți? Vă plași? După ce am scapat din Paris de anarhiștii ăia, care erau să mă facă să sai în nori cu boambele lor de dinamită dacă n-aș fi avut norocul să ies din cafenea lui Veri înainte explozii, când pe bulevard dau de altă bele, un sergent care m-a luat drept o dinamitoarcă de alea a pus mâna pe săculețul meu, gândit că am boabe ascunse și abia m-a lăsat după ce i-am arătat că în săculeț nu aveam decât pașportul și napoleonii mei. Atunci am vrut să-i dau bacșiș câțiva napoleoni, după obiceiul nostru de aici. Dar era să o pățesc rău că francezul s-a mâniat foc zicând că l-am insultat și era cât pe ce aici să mă ducă la secția lui. Dar i-am cerut pardon și i-am spus că la noi așa e obiceiul. Vezi ce proști sunt francezii ăștia, doamne? Auzi, se refuză bani. Eram în București să duc eu napoleonii mei a dracului. Ei, nu știu ce simt, am o leșe la inimă. Doamne, o fi poate că n-am mâncat de ieri. Aoleu, din bucătare! Aducem de mâncare, aducem de ospătare, tot ce-i mai delicat, mai dulce de gustat. La marea spătăreasă, cu poala cea aleasă, tot ce-i mai rafinat, mai proaspăt, mai curat. Aducem de mâncare, aducem de ospătare, tot ce-i mai delicat, mai dulce de gustat. La marea spătăreasă, cu coana cea aleasă, tot ce-i mai rafinat, mai proaspăt, mai curat. Cocoană, da? Vă aducem câteva feluri de bucate gata. Ei, și iată și o listă de alte feluri din cele mai gustoase și cele mai proaspete de acum o săptămână. Aole. Dar care le ținem la beci ca să fie fragede și să nu supere stomacul molepsiților. Și aveți, citești și domnule. Supă de tărâțe. Aoleu. Ghiveci după moda lui Oprescu. Ei, asta e. Spanac cu boabe de muștar. Oh. Pui în frigare abia ieșiți din găoace. Auai. Găina bătrână care face zeama bună. Auzi. Ostropel de lapte de gâscă. Mai. Sulama de ridichi negre. Aoleu, nu-i bună nici apa. Sulama turcească. Sulama? Anghihmacht de pupăză. Cioci fripte la cuptor. Aha. Papricaș de vrăbi cu unt de reține. Mușchi de cocori la grătar. Ai. Capama de iepuri de mosc. Aoleu. Budincă de ciuperci cu ardei. Omletă de dovlei. Destul. Stai că m-ai prăpădit. Dar mai sunt încă 50 de feluri, cocoană. Tot ca astea? Tot așa de gustoase și așa de delicioase. Ai, îți foarte mulțumesc, dar nu primesc. Poți să-mi dai un pui fript? Sau o fleică la grătar? Acolo? Păsările sunt scumpe, că i-au omorât microbii și carnea e plină de bacili. Dar am o puiculiță tânără de acum 2 ani, e friptă gata. Ei, dă-mi-o. Bucuros, 10 lei. Și faci 10 lei? Da, așa sunt prețurile aici. Aoleu, du-te dracului, pongașule! Mai bine-ai murit de foame! Aoleu, din bucătare! Aducem de mâncare, aducem de ospătare, tot ce-i mai delicat, mai dulce de gustat. La marea spătăreasă, cu coana cea aleasă, tot ce-i mai rapidat. Da, fii pe pace, am îngrijit eu de dumneata. Ce văd, fifirica meu,
Dar de unde ai ieșit, domnule? Apoi ai uitat că m-a pus și pe mine la carantină? Hai? Sunt închis aici, în vagonul de alături. Și îmi pare bine că am un tovarăș. Treci din partea mea. Nu vino pot! Faci. Nu pot? Dar ce? Nu pot! Suntem despărțiți și închiși cu zăvoare. Hai, da. Dar iată cu ce ne consolăm. Cu ce? Cu ce? Cu niște mezeluri bune ce le am aici. Hii! În coșulețul ăsta. Ce spui, fiferica? Uite, uite, uite. Hai. Vezi? Icre negre. Aoleu. Șuncă. Wow. Brânză. Doamne. Și două sticle de vin. Hii! Să trăiască fiferica, te-aș pupa cu dulce dacă n-ar fi ostrețele astea. Până să ne pupăm, poftim să păpăm. Hei, așa, adă furfurică, dragă, dă coace, dă. Că am o foame de lup. Dă. Iată icre. Aha. Ține șunca. Hei, hai. Brânza. Mersi, Bogda Prosti, povestea românului. Încet, încet, cât e neca. Doamne. Na. Ține un pahar cu vin să-ți treacă. Hai. Așa. Ei, iată, mi-a venit sufletul la loc. Cucoană Chirițo, în sănătatea dumitale. Și-ntra ta, fuiule. Să trăiască vinul, el gonește chinul și orice necaz de ieri sau de azi. Să trăiască vinul, el gonește chinul și orice necaz de ieri sau de azi. Iar în închisoare, el este un soare, ce ne veselește, ce ne încălzește. Chiar în închisoare, el este un soare, ce ne veselește, și ne încălzește. Fifirică, fifirică, cum scăpăm de aici? Răbdare, răbdare. Ei, știi că ai haz cu răbdarea ta, dar de-o-i ședea noaptea asta aici, până mâine mă găsești lată, moartă. Ei. Uite, am înghețat, tremur, vai, am fricuri. Învelește-te, învelește-te, n-ai ceva pe acolo, uite. Aia, că o plapumă puturoasă. Să mă învelesc cu ea, că n-am ce face. Am cutreierat lumea, întreaga lume, și-am pățit o mișura de șotii, dar șotii ca asta. Nu mi s-a întâmplat să văd. Îmi vine să leșin. Nu leșina. Cucoană Chirițo, că-mi pare că am scăpat. Scăpat? Ce spui, scăpat? Nu striga așa tare. Dar ce-i? Să nu ne audă cineva. Scăpat? Cum? Ce fel? Iaca. Iată scăparea noastră, vezi? Ce sunt astea, domnule? Astea sunt cheile vagoanelor noastre. Aoleu, ce spui, fifiroiule? Uitasem că le aveam în buzunar. Ca inspector sanitar aveam dreptul să le am asupra mea. Aoleu, să te-am scăpat. Eu rog că mă dai de gol. Doamne ajută. Bine, bine, ia că tac. Nici șoaptă. Așa, abia răsuflu. Le-am deschis. Acu la picior. Hei! Ce? Tăcere! Tăcere! Fifiroiu! Fifiroiu! S-a aici! Să pășim! Să ieșim! Inișor, încet, inișor. Inișor, încet, inișor. Domnule doctor, zilele astea am primit la București o scrisoare de la maica mea care m-a anunțat că se întoarse din străinătate și ca să vin să o primesc aici, la Borș. Cu cine am onoarea vorbi? Eu sunt Guliță Dinamitescu, fiul cucoanei Ghirisei Brzoi. Prea bine, domnule Guliță. Dinamitescu, vă rog. Mă rog, Dinamitescu. Cucoana Chirița, maica dumitale, a sosit și este aici, la Borș. O sosit! Este aici! Și unde e, vă rog?
Cocoana Chirița a intrat chiar astăzi în carantină. În carantină? Maica mea? Da, domnule Dinamitescu. Cocoana Chirița vine din orașe contaminate. Si? Și trebuie să o punem la carantină. Domnule doctor, maica mea mă încredințează prin scrisoarea dumneaei că la Paris, făcând cunoștință la Institutul Pasteur cu doctorul rus care a descoperit vaccinul contra bacilului Koch, i-au dat și dumneaei să bea acel vaccin, precum și doctorul rus a stat în Hamburg prin spitale cu molepsisii fără să simtă cât de puțin efectele epidemiei. Asemenea și dumneaei se află îndemnă, neafinsă și chiar asigurată de orice lovitură a epidemiei și prin urmare... Vaccinul doctorului rus e încă nedestul probat. Și numai o carantină de o lună de zile poate să ne asigure despre eficacitatea lui. O lună de zile? Ești nebun, domnule! Să stea maica mea închisă o lună de zile în carantina dumitale? Dar o ieși moarsă de aici! Și unde-ai pus-o, domnule? În ce local? Acum, deocamdată, fiindcă baracele nu sunt gata, am închis pe toți bănuiții în vagoanele neîntrebuințatele drumului de fier. Bun? Unde se află și maica dumitale? Maica mea! În vagon unde o să-i lipsească toate comoditățile! O damă bătrână, învățată cu luxul, trăită bine, să fie martirizată mai rău decât într-o temniță! Unde e? Aci, domnule, în vagoane din față! Aici! Da, dar nu văd nimic! Unde e? Acolo trebuie să fie! Eu singur am închis-o cu mâna mea! Încă o dată îți spun că acolo nu e nimeni. Acolo e gol. Vino de vezi. Cu neputință. Da. Ce înseamnă asta? Soldați! Unde e Cocoana Chirița care a intrat în carantină astăzi? Aceea care ne-a jurat și ne-a blestemat și care a învărât-o cu dasila în vagon? Ah! Ficăloșilor! Ați silnisit o biată femeie! Apoi, domnule, mi-a cârpit o palme și de mi-a scânteiat ochii și dacă erau, nu erau femeie, pe dracu că o plesneam de... Ei, unde-i? Cine? Cucoana care te-a pălmuit. Și care a jucat valsul cu dumneavoastră. Ei, da, unde-i? Cum? Uite acolo, vagon. În vagon? Nu e nimeni. Vagonul e gol. Că doar nu fi farmazonie. Nu înțeleg nimic. Se vede că a sărit, poate... Prin ostrețele din fund. Cum, frică? Nu e nicăieri, domnule! Ați cercetat bine vagoanele? Nu, domnule! Sunt sparte grătile! Nu, domnule! Toate zdravele și țepele, domnule! Asta e minune! Veniți cu toți să căutăm! Da! Să căutăm! Ce este? Ce? A perit Chirița! S-a făcut nezută! Să căutăm! Să căutăm! Haideți, să căutăm! Peste tot să cercetăm. Că doar în cer a zburat, nici în pământ n-a intrat. Să cercetăm, să căutăm, să cercetăm. Haideți, să căutăm. Peste tot să cercetăm. Că doar în cer n-a zburat, nici în pământ n-a intrat. Haideți! Toate încet, să nu ne auză, să nu ne vază cineva. Noroc că începe a nopta. N-ai grijă. Am avut eu bun la cap de te-am luat la mine acasă, la marginea satului. Aha.
Și ți-am dat și hainele mele de vară. Hei. Cine să te cunoască îmbrăcată ca băiat? Nu? Da, pe dumneata fi firică și o să te cunoască hainele astea de boier bătrân. Semeni cu bărbatul meu, cu bărzoi. Cu bărzoi. Le-am împrumutat de la Popa Bucluc. Hai. I-am spus că avem bal masche în seara asta. Miroșa tămâie, nici dracu nu s-atinge de noi. Hai, auzi cum alargă în toate părțile. S-o căutăm, s-o cercetăm. Haideți, s-o căutăm. Mă caută pe mine. Ii! Apoi și facem. Carantina e păsată de soldați din joră preșor. Planul meu. Plan? Da. Dacă o noptam bine, mergem la gară. Aha. Bagajele cu toaletele mele sunt acolo. Intrăm în sala de așteptare. Aha. Și când o să fie să plece trenul, luăm două bilete de clasa întâi și o tulim la București. Bravo, Fifi Roiule. Tu ai fi bun de actor, nu de inspector de microbi. Sunt carabin din cartierul latin. Ba, ești un nas dravan. Al dumitale curtezan. Taci, ia, auzi. Hei, auzi, se întoarc. Ce se face? Vino aici. Ne tupilăm pe aici prin prejur până o nopta bine. Și de aici fuga la cară. Haide. Hai. În sfârșit e nevăzută. Vai, chirița a pierit. În sfârșit e nevăzută. Vai, chirița a pierit. Acum viața e pierdută. Mai știi, poate a murit. Acum viața e pierdută. Mai știi, poate a murit. Viața e pierdută. Mai știi, poate a murit. De-acum viața e pierdută. Mai știi, poate a murit. Mamă! Unde-i cucoana Chirița? Unde-i? Dați-mi-o! Vie sau moartă! Dați-mi-o, domnule, că prelieta mea! Domnule, liniștește-te! O nenorosire! Domnule, liniștește-te, domnule! Unde e? Răspundeți! Că arunc bombele mele cu dinamită și vă sărâm pe tot! Aoleu! Domnule! În zadar toate aceste violențe! Ai văzut că noi am căutat-o peste tot și dumneata împreună cu noi. Și n-am dat de ea nicăieri. Ați ascuns-o, mizerabililor, cine fie unde, dar unde-i? Mâine, domnule, vom face o anchetă. Două anchete. Trei anchete. N-am conștiință de anchetele voastre. Ați omorât-o, ca la Dorohoi, mizerabililor! Sunt foarte fericit că vă întâlnesc cu coana mea. Dar prin ce întâmplare ați venit aici la Bors?
Am primit o scrisoare în București de la vechea mea amică, Cocoana Chirița, care se întoarce din străinătate și care mă roagă să viu să o primesc la Borș. Și luluța mea a voit numai decât să mă întovărășească ca să îmbrățișeze mai curând Petușa ei, cum o numește. Doresc foarte mult să văd Petușica, că e mai mult de un an de când a plecat. Da, maica mea, de câtva timp, a lovit o mania de a cutreiera lumea. A fost în Egipet, în Constantinopol, în Atena și acum în urmă era la Paris, de unde mi-a scris ca să viu să o primesc la frontieră. Dar mi-e frică că i s-au încheiat cărările tocmai aici, la Borș. Cum? În ce fel? E bolnavă? Nu știu ce să spun, dar sunt foarte îngrijit. Cine sunteți dumneavoastră? Pentru un moment, în hainele astea reprezint pe boierul Bârzoi, tatăl dumitare. Pe tatăl meu? Da. Eu sunt Mițu Firfirică, supranumitul Microb. Inspector sanitar. Domnul Firfirica, amicul nostru. Îmi pare bine că vă văd, domnule Firfirica. Bine, boiete, a ne explica. Întâi, trebuie să știți că eu am avut norocirea să scap pe Cucoana din vagoanele carantinei. Dumneata? Da. Dar cum? Prin ce mijloc? Să vedeți. Când a sosit aici Cucoana, văzându-se în mijlocul acelora care o amenințau să închiză în vagoanele carantinei, cum a dat cu ochii de mine... M-a cunoscut, s-a repezit asupra mea și m-a luat în brațe. Las. Dar fiindcă pe dumna ei o bănuiau toți de molipsită, m-a condamnat să fiu și eu pus la carantină împreună cu dumna ei. Când ne-am văzut închiși, am încercat totul să sfărâmăm ușa, ferestrele din dos, dar a fost cu neputință. Cum? Atunci, căutând prin buzunare ca să găsesc ceva, vreun briceag sau altceva deodată, dau peste cheile vagoane pe care ca inspector aveam dreptul a le purta asupra mea. Și astfel, deschizând ușa din dos, am scăpat pe Cucoana Chirița și m-am liberat și eu. Ești neprețuit! Biata Tușica, ce bine îmi pare! În sfârșit, biata maică mi-a scăpat! Încă nu! De acum începe greutățile. Ce fel? Cum am ieșit din vagoanele pe care le-am închis, cum a fost? Am dus-o pe Cucoana Chirița la locuința mea, în marginea satului, la Popa Bucluc. I-am împrumutat un rând de haine de vară de ale mele și eu am luat aceste giuda popii și șapte. Și am pus și barba asta. Da. O aveam de an, de iarnă, de la Balmasche. Astfel de ghizat am plănuit cum o nopta să alergăm la gară, să luăm două bilete de clasa întâi și să tulim la București. Bravo, Fizică! Bună idee! Ideea era bună, dar fapta imposibilă. De ce? Pentru că de când Cucoana Chirița a dispărut, s-a făcut nevăzută, garda carantinei e îndoită. Odată înconjură tot coprinsul carantinei și era cât pe ce să fim prinși. Ai auzit acele două lovituri de pușcă? Pam, pam! Asupra noastră l-a tras. V-a lovit? N-a lipsit mult și comedia era să se sfârșească în tragedie. Sunt în stare să omoare oameni. Dar de cum aud cu mine de lucru de acum? Lasă-i pe mâna mea. Unde mama să fie să o iau la brațul meu și să vedem dacă vor cuteza să mi-o răpească? Că pe viața mea vă dur, voi arunca asupra lor bombele mele de dinamită. Ia vârl pe toți în aer cu toată carantina lor. Nu! Și în loc să ne scapi, ne vei pierde și pe noi. Lasă-mă! Și o mulțime de lume nevinovată. Da, domnule Guliță, nu face asta nenorocire, fie-ți milă. Domnule Guliță, aș tremur. Iertați-mă. Iertați-mă, mă rog, în disperația mea. Când ați ști că doctorul Acid Fenic, care comandă aici, este un om activ, energic, cu curaj. Nu-l sperie nicio amenințare, eu îl cunosc bine. Sunt elevul lui. E fanatic pentru împlinirea datoriei lui. Ca soldatul care puțin îi pasă de gloanțele inamicului, el merge brav înainte. Atunci ce este de făcut, domnule Firfirică? Spune-ne, dumneata, te rog. Hai, domnule. Cucoana Chirița, care șade ascunsă acasă la mine, știe că sunteți aici și vă roagă să nu faceți nicio mișcare. Să stați liniștit. Are dumneai un plan sigur care o să scape de aici. Ce plan? Ce plan? Asta e secretul dumneai.
Nu-mi cred ochilor! Nu-mi parte! Îmi speriată nebuna pe loc bărbat, nebuna încuriată pe loc bărbat. Îmi speriată nebuna cu loc bărbat, nebuna încuriată, iată-o bine răzbătat. Nebuna încuriată, iată-o bine răzbătat. Iată-o bine speriată, nebuna cu ochi fălbat. Nebuna încuriată, iată-o bine răzbătat. Aderiți-vă! Dar ce zgomot se aude? Turcă bine peste noi! Săriți-vă! Dar ce este, oameni buni? Ce însemnează asta tulburare? Cine vine? Nebuna, domnule, nebuna! Dar ce nebună? Care nebună? Chirița nebună, Chirița! Ce spuneți? Mama mea a nebunit? Da, domnule, Cocoana Chirița a nebunit! Ascultă! Ce nenorocire! Ăsta-i planul. Înțeleg. S-o vedeți, vă face milă. Cum? Cu ochii rătăciți, nu! Cu părul despletit, sărind, cântând, jucând, te face să râzi fără să vrei. Ce este? Ce însemnează această emoție? Domnule doctor, a nebunit Cocoana Chirița. Ce spuneți? Cocoana Chirița a nebunit? Ați găsit-o în sfârșit? N-am găsit-o, domnule doctor. A venit singură, cu treierind, carantina râzând și cântând, într-o stare de plâns total. Nebună? Dar cum de s-a întâmplat? Te miri, domnule, te miri! După martiriu care a suferit aici, beata femeie! Auziți? O auziți? Ce însemnează asta? Oameni buni! Respectați nenorocirea ei! Liniște! Eu sunt june, blândă și naivă, 18 anișori. Cu alt 60 pe deasupra. Între noi să rămână vorba. Amorul! Sarmanul, bărbatul meu, rău l-am cășulat. Trist. O coană Chirițu, dă mâna, vă rog. Să-i pipă-i pulsul. Iată-l. El e ravașul asasanul. Vedeți, foc. Cadavri, sâjii! Ce spune? Era la Paris când s-a întâmplat explozia de la cafenea Overii. Și i-a rămas impresia. Mamă, eu sunt... Iaca, amorezul meu, vino! No, foși, tu ești prea rece, foși, lăsați să mă... O coană, Chirițo! Ăsta e amorul meu, ăsta, o porcă, amorașule, o porcă. E nebună, vedeți, baba străcheia, că joacă polca într-un picior. Vedeți dacă-i de ochiată, cum s-aruncă de ușor. Vedeți, baba străcheia, că joacă polca într-un picior. Vedeți dacă-i de ochiată, cum s-aruncă de ușor. Sărmana femeie, ce nenorocire! Vedeți, domnule doctor, urmările nechipzuitei dumitale îngriziri și a unei severități neproporționată cu educația și poziția persoanelor. Când am stabilit aici carantina, nu aveam gata instalațiile trebuincioase. Trebuia cu orice preț să opresc flagelul să nu intre în țară. Și pentru asta ați făcut pe maica mea victima dumneavoastră expiratorie. Dar astăzi o iau cu mine și plec la București. Cu neputință! Cocoana Chirița nu și-a împlinit încă termenul carantinei. Barăcile noastre sunt acum gata. Voi alege una cea mai confortabilă și... Nu, domnule doctor! Nu voi suferi asta! Apoi nu vedeți dumneavoastră ca doctor că starea normală a Cocoanei Chirița este o grabnică și specială căutare? Domnule doctor, nu mă duce la disperare! Sunt Gulița Dinamitescu, anarhist! Nu mă sili să întrebuințez bombele mele explozibile! Domnule, nu amenința! Eu disprețesc orice pericol și chiar moartea când e vorba de a-mi îndeplini datoria mea de onoare și de salut public!
faceți mai bine apel la sentimentele mele de umanitate și voi înțelege. Cu toate că sunt doctor. Bine, domnule doctor, bine. La inima dumitale mă adresez, pentru că știu că pe cât ești de savant, pe atât ești de compătimitor pentru fei suferinți. Fie, dar primesc să liberez pe Cucoana Chirița în curând. Vă aduc certificatul de liberă ieșire. Asta. Ei? Ai reușit! Pe deplin. Eram sigur. Ah, dragii mei, vin să vă sărut. Acum, mamă, cunoașteți ardenta mea iubire pentru doamna Afinoaie. Și hotărârea mea care am luat împreună cu dumneavoastră ca să facem căsătoria noastră. Cum te vei întoarce din străinătate? Știți că mi-ați promis, cumpa mea amică, că îmi veți permite să fiu nora dumitale și vă rog. Dar pe noi n-ați uitat? Tu și că o fi și pentru noi mama bună. Na. Ia ca frate, asta e chiar vorba și ea. Troc, Marico, că ți-am dres-o. Mama! Amica mea! Tu și cu coană, Chiriță. Hei, 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 hai, fie, draga mea. Dar stai! Jinerii la genunchii cu coanelor? Da, așa, uite așa. Vă blagoslovesc, dragii mei. N-am să vă dau altceva decât tifla mea. A, ba stai. Mai firfiroile. Da, unde-i săculețul meu din parale? Acasă la mine. Le dau dezestri luluței. Coane, Chiriță. Fere, fere. Vine doctorul. Eu mă dau mai la o parte. Iar vine fenicul și aia. Iată certificatul prin care liberez pe Cucoana Chirița din carantină. Aoleu, ia să-l citesc, dar se liberează așa. Mulțumesc, domnule doctor. Cucoana Chirița, nebună? Hârtia asta, a dumitale, e cea mai bună rețetă care ai scris-o cândva. Ești doctor și m-ai vindecat piloc. Vă să zic că m-ați înșelat! Domnule doctor, să nu vă pare rău de binele ți-ați făcut, căci dacă ai fi ținut pe maica mea închisă până acum... Desigur, înnebuneam adevărat sau chiar era moartă! Mulțumește acestui tânăr, firfiroaiule, vină să te pup, care mi-a deschis vagonul și te scapă pe dumneata de o mustrare de cuget care te-ar fi muncit toată. Toată viața, domnule doctor! Dumneata, domnule Microba, ai deschis vagonul, ai? Vei fi dat în judecată pentru această violare a legilor sanitare! Domnule doctor! Eu de ieri am depus pe biroul dumitale demisiunea mea. Na! Astăzi nu mai sunt inspectorul Microb, sunt Miță Firfirică. Bravo. Însărcinat cu fericirea domnișoarei Luluța, nevastă mea. Iartă-l, domnule doctor! Domnule doctor, fieți milă de mine și iartă pe bărbatul meu. Hei, hai, hai, duceți-vă în plata, domnule, și mă lăsați în pace. Ura! Ura! Să trăiască în fericire bunul nostru salvator. Salvator! Ne-a scăpat cu îngrijire de microb omorător. Flagelea apărat, a lui nume fie veșnic, ție români glorificat. Să trăiască în fericire de români glorificat. Ce este? Ce însemnează zgomotul ăsta? Domnule doctor, înainte ca țara întreagă să vă aducă expresiune recunoștinței ei, primiți ca mica noastră manifestație să sărbătorească astăzi marele dumneavoastră devotament pentru salutul public. Domnule doctor, cu toată asprimea se-a întrebuințat în contra mamei mele și poate pentru acea asprime nu pot decât să admir și să laud curajul, săruința, îngrizirea neadormită se-a întrebuințat ca să scăpați țara noastră de flavelul cel mai teribil. Mii de oameni vă sunt astăzi datori cu viața lor. Ura! 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 Viața doctora din Ferri! Domnule doctor, domnule doctor, dați-mi un pic să vorbesc și eu. Domnule doctor,
Dacă aș fi o regină, v-aș da cei mai mari decorațiuni a regatului meu. Dar așa nu pot să vă ofer decât gladioalele astea. Buchețelul ăsta, primește-l! Dragii mei, cea mai mare răsplată a sârguinței mele este împăcarea și mulțumirea conștiinței mele. Trăiască doctorul Asiten! Stați! Vă rog să spun și eu două vorbe la dumnealoare. Cuconițelor drăguțe, vă sărut cele mânuțe și la dragii cuconași le pupu ochii cei gingași. Ați văzut prostie mare, 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 ba chiar fuleac. Apoi știți că din năstarii prostia nu are leac. Apoi știți că din năstarii prostia nu are leac. Dacă astăzi din neștire v-am făcut nemulțumire, uite doctorul-i de vină. Puneți-l la carantină. Uite doctorul-i de vină, puneți-l la carantină. Puneți-l la carantină. Ați ascultat vodevilul cu Coana Chirița la carantină de Matei Milo, o producție Radio Iași din anul 1996. Distribuția a fost următoarea. Cu Coana Chirița, Ion Sabdaru. Văduva Afin, Lenuș Radu. Luluța, Antonela Cornici. Doctorul Acid Fenic, Daniel Busuioc. Inspectorul Microb, Radu Ghilaș. Guliță Dinamitescu, Constantin Pușcașu. Bucătarul Vitalie Bichir. Un soldat Cătălin Manea. Regia muzicală și montajul Constantin Bardan, Cristi Bardan și Radu Postăvaru. Acest spectacol radiofonic a fost semnat de regizorul Ion Sabdaru.